Stai să mai pun un polonic, pentru că a ieșit într-un mare, mare fel. Mamă, iar o rețetă fără carne, demențială. Mai am puțin și devin vegan, lacto-vegan. Vai de capul meu. Bă, băiatule, așa ceva mai rar întâlnești. Wow! Când n-ai timp de o ciorbă de burtă făcută ca la mama ei acasă, ce faci? Improvizezi, trântești una falsă, din ciuperci pleurotus, așa că restul ingredientelor jos în descriere. Metoda de preparare urmează, astea fiind spuse, eu zic să n-o mai arde mai rău și să dăm drumul la treabă. Începem cu legumele care vor da gust ciorbei. Am aici un pastârnac, o să-l tai în... bucățele așa mai potrivite, nici prea mari, nici prea micuțe. Morcov, am aici 3-4 bucăți. Pe ăsta îl păstrez mai spre sfârșit așa. Îl trag o lecuță la tigaie cu niscai ulei. Să semene la perfecție cu aia de burtă. Ia și morcovul așa frumosel pe jumătate. Ăștia 3 sunt suficienți. Mai am aici țelină, o bucățică potrivită. Asta la fel în cubulețe mai măricele. Dăm frumos aici deoparte. Hop, așa, să dau dadura. Ăsta e rădăcină de pătrunjel. Asta am mai găsit-o prin frigider, așa că era păcat de aia să se usuce acolo și să o arunc. Ceapă, o bucată mai măricică, o crestăm așa aici la capăt ca să iasă gustul din ea și cartof. Ce o să fac eu cu cartoful ăsta? O să îngroși supa, da? Nu o să folosesc legumele astea pentru îngroșat. Eu le fierb, pun niște cartofi în plus, de-aia am 4 bucăți aici pe tocător, pentru că o să fac un piure din ce rămâne, din legumele astea, da? O să folosesc, cred că, un cartof la îngroșat. Nu-mi place să îngroși supa cu legume pentru că o face prea, prea dulceagă. Nici la ciorba de burtă nu folosesc foarte, foarte multe legume când le pun la fiert. Gustul meu. Dacă nu vă place, faceți cum vreți. Puteți să le pasați și le aruncați înapoi în ciorbă. Dar eu v-am explicat care-i treaba. Cartoful ăsta, că e mai măricel, îl tai așa frumos pe jumătate și pe ăștia îi las întregi. Cam gata cu pregătitul, după cum se vede. Vrim frumosel cu o oală în care am pus vreo 4 litri și jumătate de apă. O punem ușurel aici pe plită și venim cu legumele. Prima dată cartofiorii. Pam, pam, morcovul, țelina, păstârnacul și bucățica mică de rădăcină de pătrunjel. Gata, toate la grămadă. În momentul acesta puteți adăuga boabe de piper, foi de dafin, dacă vreți, dar pe mine nu prea mă interesează. O să adaug puțină sare, de vreo 3 ori așa cât e cu astea 3 degete. Uite că mi-a rămas sare pe degete, gata, mă. M-am curățat, l-am scurat pe mâini, da? M-am spălat mai devreme. Frumușel cu oala asta aici la fiert. Să mai dau și eu drumul la hotă din când în când. Pam, pam, o secundă și revin. Gata. Între timp, ca să nu ne plictisim, hai să pregătim și ciupercuțele astea. Să le tăiem așa fâșiuțe, ca pe burta de vită. Eu am aici în jur de 1 kg. Voi puneți după gust, cam câtă ciorbă vreți să faceți, dar vă dați seama că o să mai scadă și astea. Ia, fâșiuțe așa mai potrivite, nici prea mari, nici prea micuțe. Și asta la fel, e mai micuță, ia să vedem cum o tăiem. Gata, perfect. Și hai, continuăm. Avem ceva de lucru, un castronel întreg. Ce frumoase sunt astea, poți să le tai mai ușurel. Prima dată codița, după care fâșiuțe. Mă gândeam eu așa în timp ce tăiam că poate n-ar trebui să le pun pe toate, că sunt prea multe, dar până am terminat de gândit, deja le-am tăiat. Ia, scap de ele frumușel de pe tocător. Bine, oricum nu-i problemă pentru că o să mai pasez așa, o să mai fac pastă împreună cu un cartofior, o mânuță așa ca să îngroși supa și să prindă gust bun. Cam atâtica cu tăiatul, mai avem morcovul ăsta, îl pregătim și pe dânsul ca să scăpăm de el, trebuie să dăm prin răzătoare și ia ca așa că-l radem direct în tigaie. Punem frumușel aici, venim cu morcovul și... Acu, să caut răzătoarea. Hop, gata, am găsit-o. Frumușel, ne luăm de treabă. Ia, parcă alunecă o leacă răzătoarea în tigaie. Mai bine făceam de treaba asta pe tocător. Acum
O, mai stau să mă chinui. Gata și cu morcovul. Bucățica asta o ia mea și mai am aici. O fâșiuță. Scuturăm bine răzătoarea. Bye, bye. Da, să mă clătesc o lecuță pe mână. Ce bun e morcovul. Lăsăm frumos deoparte, îl prăjim mai târziu o leacă. Acușica. Hai să facem amestecul de smântână cu ou. Avem nevoie de un castronel mai măricel. Îl așezăm frumos aici, să dea bine la cameră. Venim cu smântână, am aici 500 de grame. Și o nevoie de o lingură. Ia, o trântim la grămadă. Și am mai lăsat o lecuță de zer, dar nu prea ne interesează oricum. Avem apă în ciorbă, nu? Curățăm bine castronul, nu lăsăm nimic în urmă. Și lingura. După care venim frumșel cu ouăle. Am nevoie de castronul ăsta. O să punem doar gălbenușul, nu albușul. Uite că fuge. Nu vrea să fie spart și adăugat în ciorbă. Scăpăm frumușel de albuș și îl aruncăm peste smântână aici. La revedere cu cojița. Continuăm. 4 bucăți eu zic că suficiente. Ia cușica, ia cușica. Să ajung la chiuvetă. Trebuie să mă spăl pe mâini pentru că îs lipicioase. La revedere cu albușul, deocamdată o să trântesc o omletă mâine. Voi duce mai pun pe lângă și amestecăm cu o furculiță, cu un tel, cu ce aveți și voi pe la îndemână. Eu zic că merge treaba mai bine cu telul. Frumușel, încorporăm gălbenușul cu smântâna. Eu am aici o smântână cu 35% grăsime, musai ca să iasă ciorba bună. Ia uitați-vă ce culoare a prins de la gălbenușurile alea. Perfect. Terminăm și cu smântâna. Dăm frumos deoparte și să nu uităm de mujdei. O să fac un mujdei mai tăricel din, cât să zic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 10 maxim, căței de usturoi, puțină apă, rece și blendăm. Ia să vedem, să băgăm mixerul ăsta în acțiune. Să înceapă gălăgia. Hop, gata, perfect. Ați văzut ce repede ne-am mișcat. Blenderul las frumușel aici pentru că mai am de pasat mare ceva treabă de făcut. Verificăm și legumele astea să vedem dacă s-au fiert. Ia, cartoferul ăla mai măricel, când dă el la fiert și intră cuțitul sau o furculiță bine în el, repede în el, înseamnă că îți fierte toate legumele, dar mai au undeva la, cât să zic, 10 minute maxim. Hai să nu stăm degeaba și să tragem la tigaie și ăsta morcovierul ăsta aras. Focul mediu să fie, să vedem, îl potrivim o lecuță, gata, perfect, punem tigaia și venim cu ulei de floarea soarelui. N-are niciun rost să stricăm uleiul de măsline. Păi, bun și asta. Turnăm peste undeva la două linguri și jumătate, hai să zicem maxim 3, gata, perfect, suficient. Am nevoie și de o lingură de lemn ca să amestec. Împrăștiem repejor morcoviorul pe aici și așteptăm să se încingă uleiul. 2 minute o să dureze toată treaba aici, nu mai mult. Ia uitați-vă, deja uleiul a început să prindă culoare, să fie portocaliu de la morcov. Musai să amestecăm, să nu-l ardem. Gata, asta fu. Am terminat și cu morcovul, cu uleiul. Oprim focul, dăm frumos deoparte și așteptăm să fiarbă legumele alea. Adică, mă întorc imediat. Legumele sunt perfect fierte, le-am scos într-un castron și în supa obținută adăugăm ciupercuțele. Frumușel toate la grămadă, să încapă. În cap oricum se vor strânge, nu ne facem probleme. Încă 2-3 bucățele și cam astea fu. Lăsăm frumos deoparte castronelul și a făcut treaba. Și în momentul acesta trebuie să blendăm un cartofior cu niște ciupercuțe. Le-am pus și eu acolo, dar le scot imediat. Până una alta să scap eu de mujdeiul ăsta de aici din borcănel, din borcănaș, din... Na, din ce-o mai fi și asta. Punem frumos cartofi, adică unul. Mamă, aveți grijă că-i fierbinte. Hai să pun și 2 bucățele de morcov așa pentru culoare și ciupercuțele. Scot înapoi un polonic și cu zeamă, bineînțeles. Punem frumos, trântim aici, tădum, și hai, încă puțină zeamă ca să meargă treaba mai repejor. Oricum, amestecăm toată nebunia asta cu supa de aici, nu? Perfect, sau mai merge un polonic.
Gata, eu zic că e suficient și începem să blendăm. Să înceapă din nou gălăgia. Gata, am mișcat destul de repede și aici. Scăpăm frumușel de blender, nu avem treabă cu el. La revedere. Hai să o împrăștim toată bucătăria, pun frumos aici. Și toată nebunia asta, supa asta, că până la urmă e o supă. Dacă adaugi acum niște smântână de gătit și niscai parmezan acolo, mai trântești și niște crotoane, asta a fost masa. Dar bineînțeles că o vom duce și pe asta la un alt nivel. O aruncăm frumușel în oală, turnăm aici să fiarbă împreună cu ciupercuțele și în felul acesta o să se îngroașe perfect. Dacă o fi nevoie, o mai adăugăm ca jumătate de cartof maxim, dar eu zic că nu o să mai fie nevoie. Ia să vedem, amestecăm așa de vreo 2-3 ori. Deja a început să schimbe culoarea aia, uitați-vă aici. Perfect arată. Și lăsăm în continuare la fiert, cât să zic, undeva la 15, maxim 20 de minute. Dar eu zic că ciupercuțele astea o să fiarbă foarte, foarte, foarte repede, pentru că sunt destul de fragede. Pastele a dat la o parte, v-am spus, mâine o să trântesc un piure și m-am gândit și la friptura care o să vină pe lângă. Un mușchiuleț de porc, dar... Stați cu ochii pe pagina de YouTube și o să vedeți despre ce vorbesc. Ce să mai încolo în coade, bârâ, am zis, așa că urmează aia cu I'll be back, când îți ciupercuțele fierte. Cam gata, fix 20 de minute le-am lăsat la fiert. Ia uitați-vă la ele, cum arată. Nu depășiți mai mult de 20 de minute cu fiertul, chiar dacă vi se par puțin mai tăricele, așa puțin mai nefierte, pentru că ele se vor găti în continuu până se răcește ciorba. Da, nu vrem să le fierbem prea mult, nu vrem să le facem pastă în oala asta. Venim frumușel cu castronelul ăsta cu ou și smântână. Uitam după polonic, polonicul e aici și... Luăm așa câte un polonic, amestecăm, la fel ca la ciorba de burtă, la fel ca la ciorba rădăuțeană, da? Să nu brânzim toată nebunia asta, da? Ușurel, câte un polonic, amestecăm, mai venim repejor cu un polonic, amestecăm, chiar dacă mai luăm și câteva ciupercuțe, nu e problemă. Și ușor, ușor dăm cu mâna stângă, trebuia să fie oala asta pe stânga, cu polonicul și telul în dreapta. Da, ne, mă fac și stângaci acum. Ia mai adăugăm încă 2-3 sau până umplem castronul ăsta. Ia, parcă merge mai bine cu mâna dreaptă. Adunăm și de pe margine. Nu lăsăm smântână asta, că e păcat de ea. Și acu, iacu, să adăugăm în ciorbă. S-a încins destul, aproape că am adus smântână asta la temperatura ciorbei. Turnăm ușor în oală, fără să stropim. Tudum, tudum, tudum. Și priviți, aproape îi gata. Ciorba de burtă era, să zic, ciorba de ciuperci. Mai amestecăm de 2-3 ori cu polonicul, repejor pe aici. Ia priviți ce culoare frumoasă are. Și ciupercuțele astea, chiar zici că-i... burtă de vită. Mamă, mamă. Miroase bine și încă n-am adăugat oțet, n-am adăugat usturoi. În momentul acesta a venit repejor cu încă puțină sare. Pasta o pune și voi după gust. Nu mai zic să luați de 2-3 ori cu astea 3 degete. Nu trebuie să vă luați după mine. Amestecăm. Împrăștiem sarea pe aici să se topească repejor. Ia cam atâtica. Focul îi la minim, la minim, la minim. Nu mai lăsăm să dăm clocul, doar să se mai încălzească foarte, foarte puțin, după care îl oprim. Până una alta, ia să vedem noi, să vedem noi, să vedem noi, să venim noi frumos și cu morcoviorul ăsta. Adăugăm niște zeamănă ăsta, nu mai adăugăm nimic. Îl turnăm aici pe tot. Ia, perfect. Ia uitați-vă ce culoare frumoasă are și morcovul ăsta. Bine, până la urmă, toată treaba stă în felul următor. Trebuie să mai adaug ceva în tigăița asta aici ca să adun tot uleiul care s-a întărit pe tigaie. Nu vreau să las așa bunătate în urmă, culoarea asta portocalie. Ia priviți, dacă nu adăugam, toată treaba asta era pierdută. Frumușel și cu asta în oală. La revedere cu tigaia. Mai amestecăm puțin, împrăștiem și morcovul pe aici și să mor. Zici că e ciorbă de burtă. Gata, nu. Estetic, nici măcar n-ai cum să îți dai seama. Dar dacă te uiți așa foarte, foarte, foarte de aproape. La revedere cu focul. L-am oprit, nu mai avem nevoie de el. În momentul acesta adăugăm mușdei de usturoi. Ăsta și voi după gust. Eu nu o să-l adaug pe tot. O să mai îmi pun eu în farfurie când mănânc. Cât să zic, cât să zic. Una, două, trei, hai, patru, cinci. Maxim și pe ăsta îl mai păstrăm. Pregătim și oțetul, un oțet de 9 grade. Puteți să folosiți și de la 6 grade, dar eu zic că ăsta e mai indicat. Mai dăm de două ori cu polonicul să împrăștiem și
Usturoiul, mamă, ce miros. Oțet, cât să zic, un sfert de polonic, cam atâtica, nu mai mult. Îl turnăm aici, mai vârtim, mai plimbăm polonicul, după care gustăm. Să vedem dacă mai avem nevoie de ceva. De oțet, de usturoi, ia să iau eu lingura asta, momentul adevărului. Eu cred că o să-i mai trebuiască niște sare, zic eu. O vede, o dă seama că e foarte, foarte fierbinte. Mamă, miroase bine rău de tot. Ciorbă de burtă. Falsă. Sare, eram sigur. Piper puteți adăuga acușica sau puțin mai târziu, adică în farfurie. Amestecăm mălecuță și sarea și eu zic că asta a fost ciorba. Abia aștept să mănânc. Dăm frumos la o parte, mai păstrăm o lecuță de usturoi, poate, eu știu, își pierde gustul pe parcurs și trebuie să mai adăugăm o leacă de loc, curățenie pentru farfurioară. Să vedem pe care o folosesc. Cred că asta e perfectă. Venim cu ala mai aproape și s-o umplem. Tu-tu-tu-tum, tu-tum, pam-pam. Iar mi-am tras oala asta sub nas. Numai bine că și așa aveam poftă de o ciorbă așa mai fierbinte. Nu știu dacă vă dați seama după voce, dar ori mă paște răceala, ori îs răcit. Sau cine știe ce ori mai avea un pui de COVID. Sper să nu fie. Nu, că sunt în formă, nu sunt moleșit. Ia, gata, hai cu vrăjeala aici. Să adăugăm, să umplem, de fapt, castronelul ăsta, farfurioara asta. Ia, uitați-vă. Mamă, încă puțină zeamă și cu găsimea asta de pe deasupra să mai colorăm un pic farfuria. Tadam, tadam, ciorba noastră este gata. Așa cum spuneam, o leacă de piper proaspăt râșnit, musai așa pe deasupra pentru gust și o pată de culoare în farfurie. Perfect. Dăm la o parte, neapărat gogoșar, am aici câteva fâșiuțe și ăsta la fel pentru culoare și gust. Gata, repejor, ăsta pe aici și la revedere. Priviți aici, să fim serioși. Tadam, asta da, ciorbă de burtă falsă. Eu nu mi-am luat un castron acum, pentru că trebuie să stau să se răcească. Nu mai prostii fac și eu. Încă o leacă de sare. Fac pariu că mai are nevoie. Și să vedem ce am făcut. Cât de bine arată și ciupercuțele astea în ciorbă. Mamă. Ia să luăm una mai micuță. Poate e mai rece. De unde? Mamă, te unge pe suflet asta. Curcube pe ciuruguri. Oțetul e perfect. Nu mai trebuie. Să zicem cu o leacă de usturoi. Bine, și piperul ăsta. Face și ăsta ceva acolo. Am uitat de ardei iute. Nu știu dacă am, dar scot ăla de la borcan. Am jalapeño. Gata. Ce să mai încolo încoa? Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce face Arvunescu pe aici, cu nebuniile lui, cu ciorbele astea demențiale, mamă, bâlbâi. Fac băriu că mâine îs fresh, îmi dreg vocea cu asta în seara asta. O nebunie. Bă, băiatule, stai să mai pun un polonic.